Bună ziua! Eu sunt Corina Voreac și sunt psiholog și lector în cadrul Fundației Calea Victoriei. Dragii mei, v-am pregătit un curs pe parcursul a 3 zile despre fericire. Cum ne construim fericirea? Este extrem de important să cunoaștem lucrul acesta și vă invit, începând de luni, 26 iulie, pentru 3 zile, de fapt 3 seri, de la 19, să descoperim, să punem cărămidă cu cărămidă, să construim acest drum al fericirii. Pentru că noi, oamenii, suntem înclinați să cunoaștem ceea ce ne face nefericiți și sunt mai multe studii efectuate pe ceea ce ne face nefericiți față de ceea ce ne face fericiți. Fugim, tindem să fugim de ceea ce ne face nefericiți, dar să nu știm încotro ne îndreptăm. Care este calea, în care este drumul către fericire. Uneori credem că acolo, undeva, când vom ajunge la capătul drumului, o să descoperim această stare. Acesta ar fi un mit. Noi o să abordăm mituri, vom face exerciții practice, vom descoperi ușor, ușor ce reprezintă partea aceasta de fericire, o să discutăm despre curiozități, vom face exerciții pentru fiecare dintre noi și vom aborda în cele 3 seri 3 elemente esențiale. În prima seară vom aborda viața noastră emoțională. Vom discuta despre emoții, vom discuta despre raportul lor. În a doua seară vom discuta despre ceea ce ne face împliniți, lucrurile la care suntem buni și cum putem să lăsăm o amprentă asupra societății. Iar în a treia seară vom discuta despre ceva ce ne este esențial, viața relațională. Relațiile împlinite, relații frumoase de iubire. Nu putem să trăim în afara lor și este un aspect major al fiecăruia dintre noi. Ca să vă dau un mic exemplu în acest moment, să luăm de exemplu prima seară în care vom discuta despre viața noastră emoțională și vă voi spune că noi ne naștem cu anumite emoții, dar ne naștem cu 2 emoții pozitive și cu 4 emoții negative. Putem să experimentăm stări de fericire sau stări de surpriză. Acestea sunt cele 2 emoții pozitive, dar în același timp suntem predispuși să identificăm frica, tristețea, furia și dezgustul. Iată, sunt 4 stări, de 2 ori mai multe stări negative decât pozitive. Asta pentru că a trebuit să dezvoltăm această capacitate de a supraviețui. Nu mai este cazul acum. Viața noastră nu mai este atât de periculoasă. Creierul nostru mai face ceva. El amplifică situațiile negative, astfel încât la final trăim o senzație negativă de 3 ori mai intens decât o senzație pozitivă. Sau un eveniment negativ va fi amplificat. Și este necesar să aducem 3 elemente pozitive care să echilibreze o situație negativă. Până când ne vedem, vă propun un mic exercițiu. Scrieți seara, este vorba despre un jurnal, chiar un jurnal terapeutic. Scrieți seara 3 elemente pozitive, 3 aspecte, 3 lucruri bune care s-au întâmplat în ziua respectivă. Sub forma aceasta, veți merge la culcare cu o stare mai bună, mai liniștită, creierul vostru se va echilibra și va sesiza, va fi predispus să sesizeze pe parcursul zilei care sunt acele elemente care vă fac fericiți.